Salutare, dragilor! După clipul foarte lung de săptămâna trecută, astăzi m-am gândit să facem unul mai scurt și să vă arăt ce conține cutia Look Fantastic de luna aceasta. A ajuns săptămâna trecută la mine, dar nu am apucat să o filmez, doar am desfăcut-o și m-am uitat așa repede înainte la ea. Îmi place foarte mult culoarea, este o culoare perfectă, un roșu închis, burgundiu, perfect pentru toamnă. Și ca să nu stăm foarte mult să povestim, zic să ne și apucăm de treabă. Îmi este foarte cald, tocmai am ajuns acasă, m-am pus repede să filmez, pentru că săptămâna trecută a fost o săptămână nebună la mine și nu am apucat să filmez în avans, așa că acum filmez, mă pun repede să descarc, să editez și să-l postez pentru voi să vedeți diseară. Avem ca de obicei revista și luna viitoare e posibil să primesc unul dintre aceste două produse, și anume de la Avant un Pro Perfecting Collagen, ceva cremă de față slash primer, sau de la Color Wow Dream Coat. Cred că mi-ar plăcea, dacă s-ar putea, să primesc produsul de la Wow Dream Coat, acesta Supernatural Spray, pentru că am auzit extrem de multe chestii despre el și aș fi foarte curioasă. Acesta este, aș fi foarte curioasă să îl testez. Dar asta vedem pe parcurs, stați așa că mi-am agățat cercei. Și, după cum vă spuneam luna trecută, mi-ar plăcea să primesc lumânarea. Well, n-am primit-o, am primit parfumatul de cameră, asta așa. Să vă spun înainte ce am primit. Și acestea sunt produsele din cutie. Pe cutie scrie Give in to temptation. Știți că e de fiecare dată un citat așa drăguț și interesant pe cutie. Și ce pot să vă spun este că nici luna aceasta, din păcate, nu prea avem ce să testăm, și asta pentru că am un singur produs de make-up cu care vreau să și încep clipul de astăzi și să vi-l arăt, și anume un iluminator de la Luvia Cosmetics. Recunosc că n-am auzit de ei, nu știu cine sunt, nu știu ce chestii au, din ce am văzut este un produs cu cruelty free și vegan, este 100% vegan, high performance pigmentation, și este un produs din acesta care vine, nu l-am desfăcut. Asta am reușit să mă abțin să nu desfac. Este un produs din acela, o rezervă, nici un produs în sine. Vedeți, așa arată, desfăcut, este o rezervă. Și mă gândesc să-l păstrăm. Este un produs destul de mic, de aia. Din câte văd, este făcut în Praga sau pe acolo, Republica PRK scrie. Made din PRK. Mă gândesc să îl păstrez și să îl testăm împreună într-un clip, să vedem exact care este faza cu el, pentru că e un produs mult prea mic să stau și să-l testez acum împreună cu voi. După aceea, un al doilea produs din cutie este de la Magnitol London și anume Wipe Out Swipes, și anume niște dischete demachiante din acelea care se pot refolosi. Mi-a plăcut foarte mult culorile. Ia uitați cât de simpatice sunt. Sunt două dischete din acestea, destul de grosuțe. Sunt foarte curioasă cum sunt, pentru că nu le-am folosit. Zice aici că trebuie doar udate, ca de obicei. Warm water only. Reutilizabilă până la 1000 de ori. Foarte mișto. Se pot spăla în mașina de spălat. Se usucă foarte repede, se pot folosi pe ambele părți. Ei zic aici că îndepărtează chiar și machiajul din acela rezistent și pe bază de ulei. Asta sunt foarte curioasă, pentru că în general, din ce am observat eu la produsele acestea, îndepărtează machiajul, dar dacă aveți un machiaj foarte intens, acela nu îl îndepărtează. Zice că este eco-friendly și că nu ai nevoie de niciun fel de produs. Poate o să-l testăm și pe acesta împreună într-un video. Oricum știți că mi-e plac foarte mult mănușile acelea de la Yves Rocher pentru curățarea tenului. După aceea de la Corse, nu știu cum să-l pronunț, Apothecary Wild Rose Night Brightening Sleeping Facial. Este o cremă de față pentru noapte cu vitamina C. Are un efect de luminozitate și de umplere, cumva. Acesta este. Chiar mi se termină produsele pe care le folosesc de noapte și o să-l păstrez acesta, să încep să-l folosesc după ce le termin pe acelea. Și o să vedem, o să vin și o să vă spun
părerea mea despre el. După aceea, un alt produs de la un brand de la care mai am produse și am mai testat pe parcursul timpului, tot așa găsite în cutia Look Fantastic, este de la We Are Paradox, un balsam de păr. Îmi plac foarte mult ambalajele astea ale lor care vin în recipiente din astea, așa ca și cum ar fi o pastă de dinți și sunt, cred că, plastico sau metalico. Deci aici 90% plastic free, 99% natural, este vegan și cruelty free. Sunt foarte curioasă, nu v-am zis gramajele. La crema asta de față are 20 de ml de mai înainte și acesta are 50 de ml, este cu ulei de argan pentru hidratare supremă. Eu n-am nevoie de hidratare, însă îmi place foarte mult să-mi hidratez vârfurile care au fost decolorate pe parcursul anilor și care arată din ce în ce mai bine, dar asta pentru că am grijă de ele. Și mai avem două produse și am terminat. Ziceam că mi-ar fi plăcut lumânarea, n-am primit lumânarea, am primit parfumantul de cameră de la Rituals. Mi-ar fi plăcut tot așa, e ok și parfumantul de cameră, dar mi-ar fi plăcut dacă ar fi fost niște mirosuri mai de toamnă. Acesta este cu lapte de orez și flori de cireș și asta cumva... Flori de cireș, toamnă, iarnă? Dar știu foarte bine că miroase bine, îmi place, am avut și spumă de baie, am avut și exfoliant de la ei și știu că miros foarte bine. Iar ultimul produs din cutie este un produs de care sunt foarte încântată și nu pentru că ar fi un produs de make-up, ci pentru că este un produs pentru pensulele mele minunate și anume un produs pentru curățarea pensulelor. Acesta este de la brandul Isoclean Makeup Brush Cleanser. Nu l-am testat, sunt foarte curioasă cum este. Și dacă chiar face o treabă bună, are 110 ml. Ca și cantitate, mi se pare ok, pot să-mi fac o părere dacă este un produs bun sau nu din cantitatea pe care o are, dar sunt curioasă și dacă face o treabă bună și curăță bine pensulele mele și chiar vreau să... Nu o să-l duc la salon încă, pentru că vreau să le testez eu prima oară și abia după aceea să-l duc la salon. Dar ca să știți, sunt curioasă. Și aceasta a fost cutia de luna aceasta, după cum spuneam, încerc să mulțumesc pe toată lumea și pentru acelea dintre voi cărora nu vă plac clipurile lungi, vă plac cele scurte, dar de asemenea și pe cele dintre voi care tot timpul îmi spuneți că vreți clipuri lungi, lungi, lungi. Și să știți că miercuri o să vin unul mai lung, pentru că am un hol de... Doamne viață, am fost în două ture diferite la ei și mi-am făcut cumpărăturile, așa că o să avem. Am făcut cumpărături și pentru clipul acelea 10 produse sub 10 lei din DM. Așa că o să vină de toate, o să fie foarte mișto și abia aștept să-l filmez, doar că v-am zis, am avut o săptămână extrem de încărcată și de agitată și n-am reușit să mă pun la curent cu tot și să muncesc la vas. Acum, sunt curioasă să-mi ziceți dacă voi ați testat ceva dintre produsele astea pe care le am. Eu recunosc că cel mai încântată sunt de astea 3. Adică de iluminatorul acesta, pentru că, deși mi se pare că pentru ten, este un pic prea maroniu. Dar bine, am mai văzut și alte iluminatoare așa maronii, așa că nu știu ce să zic, dar sunt curioasă, o să-l testăm împreună. Și mai sunt curioasă de acestea două și anume de crema de noapte, deși mie nu-mi place mirosul de trandafir în produse. Cred că v-am mai zis asta. Și asta are trandafir sălbatic. Din câte știu, e și sigilată, dar de asta nu știu exact cum miroase și nu vreau să o desigilez. Pentru că zice aici că trebuie folosită în decurs de 6 luni și vreau să termin prima dată ce am și după aceea să o folosesc. Nu știu ce să zic. Sper să nu miroase foarte tare a trandafir, pentru că dacă miroase tare, va trebui să o dau la maică mea, pentru că mie nu-mi place. Și mai sunt curioasă de produsul ăsta, pentru că mă machiez foarte des acasă. Am cliente și la salon și m-ar ajuta să găsesc un produs mișto. Vreau să-mi cumpăr pentru pensule produsul acela de la MAC. De la MAC. Știți voi? Pentru pensule de care am auzit numai de bine. Și da, până atunci o să-l testez pe ăsta. Și îmi place că are o cantitate nici mică, dar nici mare. Și o să fie foarte ușor de luat în kit. Pentru că eu uneori mă mai duc și la deplasări. Recunosc că de când am salonul nu mă duc atât de des la deplasări pentru că mi-e foarte greu să-mi car kitul cu mine. Însă mai am și cliente pentru care fac excepții și mă duc să le machiez acolo unde sunt ele.
Și totdeauna mă ajută să am produse mai micuțe în kit ca să nu iau tot timpul dita mai flaconul de un jumătate de litru, de un litru și așa mai departe. Până îmi ziceți voi care este produsul vostru preferat de aici, dacă aveți vreunul, dacă ați testat ceva, dacă vreți să revin cu ceva dintre acestea, eu mă duc să editez videoul ca să-l pregătesc pentru voi și după aceea să fug la salon. Pentru că și săptămâna aceasta se anunță o săptămână de foc. De fapt, următoarele luni sunt așa pline pentru că am multe activități pentru care mă bucur foarte mult și abia aștept să reușesc să le fac pe toate și să vin în fața voastră și cu tot felul de recomandări mișto și de proiecte faine. Dar da, să aveți o săptămână minunată, astea sunt produsele, mă uit să văd dacă mai vreau să vă mai zic despre careva ceva și noi ne vedem miercuri cu un video mai lung și mai, poate mai interesant, pentru că știu că nu tuturor le plac cutiile astea, însă eu ador când îmi ajunge curierul și abia aștept să văd ce este cutie. Să aveți o săptămână minunată, v-am pupat și ne vedem miercuri. Dar nu uitați că mă găsiți non-stop pe Insta și pe TikTok și pe Facebook și... Până nu uit, blogul este în renovare. Voi nu vedeți pentru că se lucrează în back, dar m-am decis să îl fac un pic mai profi și să fie mai atractiv pentru că este primul meu copil și îmi place foarte mult să scriu și să aduc informații în fața voastră, așa că m-am decis să apelez la cineva profesionist care să se ocupe de el. Și teoretic, săptămâna aceasta trebuie să fie gata și abia aștept. Dar să știți că totuși voi în continuare vedeți articole. N-am scris săptămâna trecută și nici săptămâna aceasta. Am să revin de săptămâna viitoare ca să fie el gata și să fie așa drăguț și mișto. Gata. Astea au fost informațiile de la mine. Ne vedem data viitoare. La pupă!